Bucuria supremă a bunicii, a mamei și, nu în ultimul rând, a mătușii sale, care este alături în majoritatea timpului. A mai crescut puțin, are acum 5 ani și 8 luni, dar, din păcate, are aceleași probleme de sănătate pe care vi le-am prezentat și în alte ediții. Se chinuie zilnic cu tratamentele care nu sunt doar foarte costisitoare, ci și extrem de dureroase pentru un copil atât de mic. Din cauza complicațiilor apărute încă de la naștere la coloană, Florentina Mușat abia dacă poate face câțiva pași cu ajutorul ghetuțelor ortopedice. La vârsta de 3 ani, medici au operat-o la cap pentru a-i introduce o drenă care să-i elimine lichidul cefalorahidian. Primul care a sărit în ajutorul mamei micuței a fost președintele Consiliului Județean, Dumitru Beianu. Țin să le mulțumesc tuturor oamenilor care s-au implicat în acest caz, mai ales domnului președinte de la Consiliul Județean, domnul Beianu, căruia îi mulțumesc foarte mult că ne-a sprijinit și ieri ne-a anunțat tot de la Giurgiu, de la Consiliu, că ne-a mai dat 54 de milioane, lucru care ne-a bucurat foarte mult, că încercăm să ajungem la suma care de 15.000 de euro și sperăm să ajungem pe 28 cu familia Prodan, Miruna, acolo în Germania, ca să pot să știu pentru copilul meu în ce fază suntem. Până acum s-a strâns în contul fetiței suma de 8.500 de euro și 3.000 de euro prin teledon. Singurii care ar putea garanta șansa la o viață normală sunt medicii de la aceeași clinică din Hanovra, care s-au ocupat și de cazul Mirunei Prodan din Giurgiu, care suferea de o tumoră la cap. Crezi că o să ajungem la Hanovra? Da, mami, nici nu mă gândesc că nu ajungem. O alintă, o răsfață ca pe propriul copil. Nici nu își imaginează cum ar fi viața lor fără Florentina. Mătușa Florentinei, cea care le este în permanență alături nu doar financiar, ci mai ales cu sufletul Doina Iliescu, speră ca pe 28 aprilie nepoțica ei să ajungă pe mâna celor care i-au promis că o vor face bine. Cărmenuța m-a mai spus o lecție de viață, deci pe mine m-a... Nu știu, eu o să fiu mereu alături. Să uita la un reportaj la că chiar de voi făcut, la prin net. Ne uitam la voi și să, am venit într-o duminică, s-a urcat în brațele meu, nu mai suport, e foarte sensibilă. Eram doar eu cu ea, fața calculatorului, și să uit așa, am pui, am întors capul, a băgat așa capul în pieptul meu, a început să plâng. Eu plângeam oricum, că eu nu mai pot, cred. Eu am băiat și cred că de-aia nici nu ne mai mi-arată așa, știi, mamă, uită-te că vede că plâng. Deci rămân blocat, îmi cur lacrimile și nu mai atât. Deci nu e. Și cred că mai mă protejează în privința asta. Și fetița mea zice, și se uită la mine și îmi zice: Doina, mulțumesc frumos că ești alături de noi. Mă uit la ea, mie îmi curgeau lacrimile. Zic: ce spui, ce vorbea asta, Carmen? Că ești alături de noi. Zic: fată, zic, cum să nu fiu? Zic, cred că asta e menirea mea de acum încolo. Mai multe imagini cu și despre Florentina Mușat veți putea urmări în reportajul zilei difuzat în această seară la Valahia TV.